Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Din cauza pandemiei cu noul coronavirus, măsurile de siguranță impuse de autorități au permis participarea la slujbă a unui număr limitat de credincioși. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un diacon, iar la final le-a explicat celor prezenți pericopa evanghelică a vindecării orbului din Ierihon. Acest om, lipsit de ajutor, stătea la marginea drumului în Ierihon, și a strigat către Mântuitorul Iisus Hristos, întâi de toate auzind că se apropie ceva de drumul respectiv, a întrebat ce se întâmplă. Iar ei au spus, vine Iisus Nazarineanul. În momentul acela, orbul a început să strige ca să fie auzit. Modul în care el se adresează Mântuitorului Iisus Hristos este unul deosebit de informația pe care el a primit-o, pentru că n-a strigat Iisuse Nazarineanule, fie-ți milă de mine, ci a folosit o formulă care exprimă, de fapt, credința lui în Mesia Tămăduitorul, Mesia Mântuitorul. Și a zis, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Cei din prejur l-au oprit să nu mai strige, dar el striga mai puternic. Mântuitorul le-a poruncit să-l aducă la el. Observăm că de data aceasta tămăduirea o face Mântuitorul la solicitarea celui care este în neputință. Pentru că a vindecat de multe ori fără să fie rugat. În momentul în care noi ne exprimăm față de Dumnezeu, dorința noastră, rugăciunea noastră, noi ne exprimăm și libertatea noastră în a ne manifesta credința. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a oficiat un tedeum, mulțumindu-lui Dumnezeu că românii din Moldova și țara românească s-au unit într-o singură țară.